A trecut o lună de când a fost scos primul șurub din clădirea de sticlă din centrul orașului. Acum demolarea continuă. Da, este o nouă etapă în demontarea acvariului, așa cum am promis. Acum se demontează cea mai mare parte din el, de fapt, cea care se întinde din zona unde s-a oprit la un moment demontarea, înspre Alba Iulia. După această etapă, care va ține câteva zile, acum în weekend și apoi în primele zile a săptămânii viitoare, vor rămâne doar capetele. În ultima etapă se vor demonta și capetele. Primarul Nicolae Robu a venit personal să vadă cum merg lucrurile, cu toate că o firmă privată se ocupă de demolarea acvariului și nu primăria Timișoara. Bun, 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 bun